Bună dimineața, dragilor! Cum se destrupă programul de radio e continuu, dragilor, marțea. Ne-am întors la Cluj. Și haideți să vă spun așa un pic tabietul meu de dimineață, înainte să alerg. De fapt, mi-l pregătesc de seara. Îmi pun echipamentul pregătit, dar și o sticlă de apă lângă mine. Imediat la trezire, dragilor, beau, cred că 200 de mililitri, cam acolo. Și astăzi despre apă, dragilor, e vorba. Cum ne hidratăm, de ce ne hidratăm și cât de important este să bem apă, dragilor. Astăzi e destul de frig, nu știu, 13, minus 14 grade, dar după primul kilometru n-am mai simțit frigul. Bun, dragilor, nu numai dimineața trebuie să bei apă la trezire, pentru că știm foarte bine, după odihnă, organismul nostru și la recuperare lucrează. Și e bine să bei apă tocmai pentru a curăța organismul la trezire. Picatul. Știi foarte bine că, mai ales atunci când facem sport, și nu numai, dragilor, este important să ne hidratăm. Am vorbit de sport, am vorbit de alimentație, odihnă, dar toate aceste lucruri, dragilor, trebuie întregite cu o hidratare corespunzătoare. O hidratare care trebuie să continue pe tot parcursul zilei. Asta nu înseamnă că dacă ai uitat dimineața să bei, să aduci aminte pe la prânz și bei un litru de apă direct. Sau bei 2 litri. Știți cum este experimentul acela cu o floare într-un ghiveci? Care ne-am mai udat-o de mult și zici, mă duc acum și pun apă și apa curge pe lângă. Exact și la noi, dragilor. Ne poate face rău dacă bem prea mult o cantitate de apă deodată. Apa ne ajută, dragilor, să fie musculatura flexibilă, articulațiile. Ne ajută să ne revenim după un efort, ne ajută, așa cum am spus, dragilor, să ne curățăm organismul. Pentru asta e important să ne hidratăm. Hidratarea trebuie să continue pe tot parcursul zilei. Știu că mulți dintre voi sunteți obișnuiți să beți cafea imediat la trezire, dar încercați să vă schimbați obiceiul ăsta. O să vedeți o diferență, dragilor. Așa că beți apă, hidratați-vă, zâmbiți, activi și uitați-vă timpul de Radaway.